O mamă a fost arestată după ce și-ar fi ucis cei doi copii și le-ar fi ținut corpurile aflate în descompunere în pat timp de 2 săptămâni. Conform știrile ProTV, Eliara, în vârstă de 31 de ani din Brazilia, și-ar fi ucis cei doi copii, pe Alice și pe Joachim, în apartamentul său, scrie The Sun. Femeia și-a luat un avocat și a mărturisit că și-a ucis copiii. Avocatul ar fi fost cel care a pus în alertă autoritățile, iar poliția a descins la casa femeii. În apartament, ofițerii au găsit cadavrele celor doi copii, tăcând pe pat, acoperite cu pături pentru a domoli mirosul provocat de descompunere. Potrivit poliției, mama a explicat că nu reușea să-și mai întrețină copiii din punct de vedere economic și emoțional. Cei doi copii aveau tații diferiți. Când am intrat în apartament, în camera ei, am găsit copiii zăcând. Părea că dorm în pat, dar erau deja morți și în stadiu avansat de descompunere. Ea a spus că băiatul a fost omorât prin sufocare cu o pernă, iar mai târziu fata a fost strangulată cu o eșarfă, însă așteptăm un raport care să confirme faptele. Femeia ar fi comis crimele acum 14-15 zile. Susține că se simțea foarte obosită și singură și că nu-și mai permite să îi crească, nu doar din punct de vedere financiar, dar și emoțional, așa că inițial a vrut să se sinucidă, dar copiii nu aveau pe cine să se bazeze și au omorât pe ei, a spus un purtător de cuvânt al poliției. Rămân însă întrebări legate de desfășurarea evenimentelor, nerde spunând că i-au omorât în ziua în care a venit poliția. Probele arată că băiatul a fost ucis pe 13 august, iar fata pe 17 august. Dacă se demonstrează, copila ar fi stat cu fratele ei așa timp de 4 zile, a mai spus purtătorul de cuvânt. Potrivit ofițerilor, femeia și-ar fi trăit viața normal, ar fi mers la muncă și ar fi făcut curățenie în apartament. Femeia a rămas în arest în timp ce poliția continuă investigațiile, relatează știrile ProTV.